broasca țestoasă zburătoare. A fost odată într-o pădure o broască țestoasă și două rațe sălbatice. Aceste trei animale rămăseseră ultimele locuitoare ale pădurii, căci o secetă cumplită se abătuse prin acele părți și nu mai rămăsese nimic de mâncare, iar în plus râul secase. Într-o zi, rațele se hotărâră să își ia și ele zborul spre tărâmuri mai mănoase. Broscuța era tristă, căci știa că nu le va putea urma și va rămâne singură, singurică în pădurea pustită. Dar unei rațe îi veni o idee. Te luăm cu noi. Te vei ține cu gura de această ramură groasă, iar noi vom purta ramura în cioc. Tot ce ai de făcut este să nu scoți o vorbuliță întregul drum. Orice îți va fi dat să auzi sau să vezi, căci de vei vorbi, te vei prăbuși la pământ, nemai având de ce te ține. Broscuța lua aminte la ceea ce auzi și le mulțumi celor două rațe, cum știu mai bine. Astfel începură călătoria. Broasca a văzut multe lucruri minunate de deasupra pământului, din zbor, dar se abținu să scoată vreun sunet. Se întâmplă însă ca să treacă deasupra unui sat, iar oamenii, surprinși să vadă două rațe sălbatice însoțite de o broască țestoasă zburând, exclamară în cor: "Minune, broască țestoasă zburătoare, oare unde-i sunt aripile?" Când auzi una ca asta, broasca țestoasă nu se putu abține și le strigă: "Oameni buni, chiar nu vedeți că rațele zboară și nu eu? Eu doar mă țin cu gura de creangă." Dar în acel moment, pentru a răspunde, broasca lăsă creanga din gură și căzu. Își aminti prea târziu sfatul primit.